Un fost șef din poliție a omorât o femeie chiar de ziua ei de naștere după ce s-a urcat la volan băut și drogat. Acesta a condus în trecut Brigada de Combatere a Criminalității Organizate din capitală. Acum a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de 5 infracțiuni, inclusiv de ucidere. Din culpă, colega noastră Delia Bulgaru vine cu toate informațiile. Delia, bună seara! Vorbim despre Constantin Păun, un bărbat care a ocupat funcția de șef de cabinet al ministrului de interne Gavril Dejeu în perioada 1996-1999. Ulterior a ajuns să fie șef al Brigăzii pentru combaterea criminalității organizate din București până în 2005, iar în 2016 a fost chiar decorat de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Meritul Sanitar în grad de cavaler pentru rezultatele profesionale deosebite pe care le-a obținut. Vedem, în anul 2023 ajunge să ucidă o femeie și să rănească o alta în urma unui accident rutier, chiar pe strada Unirii din Popești-Lărdeni. Bărbatul se afla la volanul autoturismului său băut. Au stabilit polițiștii că rezultatul alcooltestului a fost de 1,12 mg per litru alcool pur în aerul expirat și rezultatul testului pentru consumul de drog a ieșit de asemenea pozitiv, indicând rezultat pozitiv la metamfetamină. După cum vă spuneam, o femeie și-a pierdut viața în urma acestui accident. O femeie în vârstă de 56 de ani, era chiar ziua ei de naștere când a avut loc acest tragic eveniment, iar astăzi rudele au venit să și-a rămas bun. Trupul său a fost recent adus de la Institutul Național pentru Medicină Legală, acolo unde a avut loc, unde a fost făcută necropsia, și în acest moment bărbatul se află în arest preventiv în urma deciziei pe care au luat-o magistrații de la judecătoria Cornetu. Cert este că Constantin Păun a făcut deja contestație în privința acestei măsuri și cere să fie cercetat pentru infracțiunile de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor interzise și lovirea sau alte violențe. După cum vă spuneam, a cerut să fie cercetat pentru aceste infracțiuni sub o măsură preventivă mai blândă. Mașina dânsii era parcată chiar acolo, ca și o punea când avea un solase, a lui soțul între și se pregăteau și venite, mi se pare, soțul venite cu tortul. Venite cu tortul și hai să-l ia din mașină. Și ei decât atât avea loc. Și dacă a venit ăla, l-a luat mașina, prima mașina ei și a aruncat-o în mașina lui soțul. Să cunoaște exact că pe asta a aruncat-o și pe asta în alta. Vreo trei și s-a oprit-o mai pe stânga. A vrut să fugă și a ieșit, mi se pare, cetățenul acolo, băiețaș, care parchează și el pe partea asta, că pe partea cealaltă e strada îngustă, și a auzit bubuitură și lumea, și când a venit ăla era și vrea să plece. Vrea să plece și a zis, bă, stai aici, nu pleci nicăieri. Să nu plece de aici, că ți-a lovit mașina, aici te-o las. Las-o așa, ți-am zis. Băi, hop! Opriți mașina aici. Să dea mai în față, era direct acolo, nu? Nu lasă să pleci. În fața porții a luat-o. Că ăsta a dat peste opritorul ăla. A dat peste opritorul ăla și dacă a fost... Se zbrânește pielea pe mine. A dat cu, peste opritor și el, dacă n-a mai fost stăpân pe volan, a scăpat volan. Dacă era mașina aia acolo unde este acum, nu se întâmplă. A fost mașina luată de acolo. S-a dus peste mașina ei, din mașina ei a aruncat-o, a presat-o între mașini și formă. Da.